Binecuvioasă paisie, zice, în fiecare zi Maica Domnului străbate tot Sfântul Munte și trece pe la toți călugării să vadă ce fac. Dar sfinții sunt, sfinții nu au limite. Avem noi limita asta omenească, pământească aici, dar sfinții vezi Maica Domnului, adică care e prezentă permanent în Sfântul Munte, nu-i femeie și ea. De ce diavolul la toți, la sectari, la protestanți, la toți ăștia, ce-o făcut? Le-au luat armele cele mai puternice. Sfânta Cruce, care spune că omul când face cruce se cutremură iadul, fug toți diavolii. Deci atâta putere, zice, chiar peste o apă cu microbi, dacă ai făcut cruce, zice, dispar microbii. S-o proba și științific. Și Sfântul Paisie a făcut semnul ăsta atâta. Sfântul Paisie s-a închinat până la pământ. Și-o sta și ăsta în tăcere, mult timp. Și pe ce-o trecut toate astea, zice, Sfântul, ce-o fost? Zice, dar n-ai văzut, zice, a fost Maica Domnului. Cum se spune că Sfântul Apostol Petru i s-a dat cheile raiului. Și el la partea raiului, de parcă raiul are nevoie de porți, cu chei, cu din asta, dar să o luăm omenește. Salutare, dragilor, sunt la muntele Athos, la chilia părintelui Pimen Vlad. Am avut ocazia să stau de vorbă puțin cu el. Vă invit să urmăriți în continuare această discuție. Spun, în Sfântul Munte, o femeie, adică era Sfântul. Da, pentru că sfinții sunt, sfinții nu au limite. Avem noi limita asta omenească, pământească aici, dar sfinții vezi Maica Domnului, adică care e prezentă permanent în Sfântul Munte, nu-i femeie și ea, cu Maica Dumnezeu, dar e femeie, dar e prezentă. Spunea cuviosul Paisie, zice, în fiecare zi Maica Domnului străbate tot Sfântul Munte și trece pe la toți călugării să vadă ce fac. Și cercetează grădina ei, grădina ei. Zice, exact ca o împărăteasă care are o împărăție mare, are grijă de toată împărăția, adică lumea asta, dar are și o grădină mai de suflet a ei, aproape de palat, cum se zice. Și Sfântul Munte o ales o grădina ei. Deci cumva care o cercetează permanent. Băi, floarea asta s-a uscat, o mai plivesc, îi mai dau apă, îi mai scutură alea, acum e așa. Deci cumva are grijă. De asta tot la cuviosul Paisie vinise cineva odată un diacon și a rămas cu el o noapte acolo. Și în timp ce se rugau ei în biserică, deodată vede, se simte așa ca o lumină, ca un aer, se luminează toată biserica și a început candelile să miște. Și Sfântul Paisie a făcut semnul ăsta atâta. Și Sfântul Paisie s-a închinat până la pământ. Și-a stat și ăsta în tăcere, mult timp. Și pe ce-a trecut toate astea, zice, Sfântul, ce-a fost? Zice, dar n-ai văzut? Zice, a fost Maica Domnului. Și-a văzut doi nebuni aici, zice, că nu dorm. Și zice, s-au gândit și lor să le dea un semn și au mișcat candelile cumva ca să, până pe aici au văzut, dar n-au văzut să în land cumva și el de asta s-a închinat. Și zice, Maica Domnului în fiecare zi trece pe la toți. Adică e o cinste mare, cum se spune, chiar de noi nu o vedem. Cine poate o simte că trece, adică îi simt țarul ei. Dar Maica Domnului are grijă totdeauna. De asta mulți spun și care vin în Sfântul Munte, zice, de când intrăm pe corabii, se simte parcă aerul diferit. Da, da. Ceva se simte, adică ceva intri în harul Maicii Domnului. Și orice om vine în Sfântul Munte, dacă vine odată, mult spunea, Părinte, am fost odată, mi-ajunge, mi-am împlinit visul, după un an îl vedea iar, dacă are treabă. Și când n-am putut să nu vin. Și zic, asta se cheamă chemarea Maicii Domnului. De asta la Sfântul, era un părinte, fostul stareț de la Sfântul Pavel, starețul Andrei, și la un moment dat, mănăstirea mai are un mitoc tot în Athos, dar în partea cealaltă a Athosului neva. Și acolo au ei o casă și o bisericuță și o lei de pământ, unii îngrijea și el acolo. Și odată o coboră până la mare, se mai strângă niște lemne aduse din mare, îi trebuie acolo. Și vede pe o stâncă o femeie îmbrăcată în negru, așa ca maică, dar cuvincioasă, luminoasă, așa. Și rămâne așa, cumva, zice, dar ce caută femeia aici? Zice, femeie, ce ai pățit? Zice, cumva e naufragiat, s-o sparge o corabie, cumva și ai ajuns. Era na, să zicem, în urmă cu vreo 40 de ani treaba asta, mai în urmă. Da, poate chiar mai mult. Și zice, nu. Zice, dar ce face aici? Păi eu stăpân al locului acestea. Dar mintea lui era ținută să nu înțeleagă cumva. Zice, dar poți să te ajut cu ceva? Nu, dacă eu stăpâna, nu. Și-o vede că avea trei cărți și scria în fiecare câte ceva. Și dar ce scrie în cărțile astea? Și într-o carte îi scriu pe cei care vizitează Athosul și pleacă, într-o carte îi scriu pe cei care stau ani de zile în Athos, dar la urmă tot pleacă, și într-o carte îi scriu pe cei care stau toată viața și mor în Athos. Măi, tati, o fiz, și nu poți să te ajut cu nimic? Nu. Și-a plecat omul, adică cumva nu înțelegea, era depășit de situație. Și s-a dus la chilie. Și ajungând că era tocmai după amiază să facă vecenia, s-a dus să aprinde candele. Și când ajunge în fața icoanei Maicii Domnului să aprinde candele, atunci s-a trezit. Era chipul din icoană. Și aoleu, era Maica Domnului, disculță, fugi până la mare, când s-a dus nimeni, era nimeni. Și a început să închini pe locul unde era. Și Maica Domnului, iartă-mi, n-am știut că ești tu.
Și în momentul ăla au simțit o mireasmă acolo din mir, zice, vreau să te mai văd odată, dar cumva i-a dat că este acolo, dar nu mai văzut atunci. Da. Deci de asta spun că Maica Domnului, pe toți cei care ajung în Sfântul Munte, îi trece univa. Și are grija lor, dar trebuie să vadă și la ei o îndreptare. Bun, te-am primit în grădina mea, te-am scris în cartea mea, dar fă și tu ceva, îndreaptă-ți o leacă, lucrurile alea, uite, alea îți cam strâmbi, îndreaptă-le o leacă, cealaltă, mai redu o leacă de acolo, mai devii un pic mai bun, mai milostiv, mai ajută, mai du-te mai des la biserică, mai fă o rugăciune în plus, adică fă și tu ceva. Și atunci Maica Domnului, cum zice, ne ia în brațele ei. Vă dați seama ce înseamnă să o ai protectoare sau prietene pe Maica Domnului, care e împărăteasa tuturor. Că de asta spune că venea odată o corabie pe mare și erau mai mulți acolo. Și era și un părinte așa cu viață sfântă în corabie. Și a început o furtună, arunca apă peste bord, era gata să scufunde corabia. Și toți disperați, striga, Sfinte Nicolae, Sfinte Vasile, Sfinte Ioane. Și părintele se uita la toți, el avea credință, era așa. Și uita la fiecare cum striga, că nu mai striga încet, mă, fii tare cu voce tare, că erau purtați pe o parte în alta, apa printre ei, deci era dezastru. Și la un moment dat zice, fraților, opriți-vă o leacă, ce-i părinte? Zice, strigați toți slujitorii și pe împărăteasă, nu? Și ia strigați la Maica Domnului, să vedeți. Și a început toți, Maica Domnului, și deodată s-o liniști marea, s-o liniști furtuna. Și când îi împărăteasa, după aia slugile, adică și simți au putere, dar zice că împărăteasa nu are nimeni. Zice, ea l-a purtat pe Maica Domnului în pânticile ei, la sânul ei, s-a dus în Egipt atâta cu ea, nașterea, când s-a dus, până așa, adică toate greutățile astea, zice, ea nu are rugăciuni, rugăminte către Mântuitorul care să-i fie refuzată. Pentru că ea are atâta putere, zice, că dacă însuși Mântuitorul a spus să-ți cinstești părință, adică și el o cinstește pe Maica Domnului ca pe mama lui. Și atunci orice îi respect, câteodată zice, Maica Domnului, dar știi, lucrul ăsta nu se poate. Și zice, nu se lasă și dacă vede că nu cheamă și Sfință, și cu tăi Sfință pe Mântuitorul. Și Doamne, dar eu m-am vărsat sângele pentru tine, eu cu tare, chiar nu ascuns pe mama ta acum și până la Mântuitorul copleșit bine, fie. Și spune, uite, că s-a arătat chiar la cuviosul ăsta Efrem, care a trăit în Atos și care a murit în America, în Arizona, care a făcut acolo vreo 18 mănăstiri. El s-a rugat mult pentru Grecia, după ce a început criza în Grecia, după ce a aprobat căsătoriile homosexualilor, după ce astea, a început o situație de asta în Grecia un pic așa mai tensionată și s-a rugat, Maica Domnului, fă-ți milă cu Grecia, nu lăsa să întâmple ceva rău, că zice, să nu pedepsească Dumnezeu, cum a fost în Sodoma, în Gomora, foc din cer, zice, cine știe ce vine peste Grecia. Și el își iubea mult țara, așa s-a rugat. Și a văzut-o pe Maica Domnului când mijlocea la Mântuitorul pentru Grecia și spunea, Doamne, te rog, uite, ajută Grecia. Și Mântuitorul nu, zice, o aproba lucrurile astea, adică toate păcatele astea, zice, nu pot să-i mai iert. Și Maica Domnului zice, Doamne, te rog, și atunci Mântuitorul s-a făcut nevăzut cumva, că nu putea nici să o refuze, și atunci zice, Maica Domnului și-o scos acoperământul și l-a aruncat peste Grecia. Că zice, Mântuitorul nu va trece peste acoperământul ei să pedepsească Grecia. Adică însuși și-a făcut gestul ăsta să-i arate că ea tot o să protejeze Grecia cu toate astea, adică cu acoperământul ei. Și de asta aici se revine, este citit în univa ca o istorioare, nu că așa ar fi cu raiul, dar așa sub o formă făcută, că zice, cum se spune, că Sfântul Apostol Petru i s-a dat cheile raiului. Și el la partea raiului, de parcă raiul are nevoie de porți, cu chei, cu din asta, dar să o luăm omenește. Și zice, vine o dată la Mântuitorul și spune că el făcea și numărătoarea. Zice, Doamne, seara erau atâția, porțile încuiate și dimineața erau cu 100 în plus în rai. Și nu știu până au intrat ăștia. Măi, dar tu ce păzești acolo, vezi? Mai trece o săptămână, nu mai zicea nimic Apostolul Petru. Și ea vine încoace. Care-i treaba că tot cresc în rai și cu porțile încuiate? Și, Doamne, știi, noaptea, Maica ta se întinde peste ziduri și îi trage în rai, știi? Vrea să arate că Maica Domnului trecea peste toate, doar să-i tragă în rai, să-i ajute pe oameni. Adică vrea să arate bunătate. Prin asta bunătatea ei, dragostea ei față de ochi. Și ea o suferit aici în lume și știe ce înseamnă. Și are atâta dragoste pentru oameni încât face tot ce se poate în fața Mântuitorului ca să-i mântuiască. Vă dați seama ce împărăteasă avem. De ce diavolul la toți, la sectari, la protestanți, la toți ăștia, ce-o făcut? Le-au luat armele cele mai puternice. Sfânta Cruce, care spune că omul când face cruce se cutremură iadul, fug toți diavolii. Deci atâta putere. Zice, chiar peste o apă cu microbi, dacă ai făcut cruce, zice, dispar microbii. S-o proba și științific. Adică ce putere are. Și a doua, foarte puternică, zice, adică numai mică.
Deci la nivel tot mare Maica Domnului. Și sarmile cele mai puternice a creștinului, Maica Domnului și Sfânta Cruce. Și nu vedem că la sectarea asta nu cred în cruce și în Maica Domnului? Le-au luat armele și atunci fac diavolul ce vor cu ei. Păi noi asta avem, Sfânta Cruce, deci toți purtăm cruce la gât, la botez primești crucea, adică toți cumva crucea te păzește. Și Maica Domnului e mijlocitoarea, care e deasupra noastră, care ne ia în brațele ei tot timpul. Deci Maica Domnului, astea sunt armele noastre cele mai puternice. De asta spun, să nu existe casă, să nu aibă crucea în casă și să nu aibă icoană cu Maica Domnului, cu candela aprinsă. Aprinsă cu ulei, nu cu beculețe. Ceva care să fie jertfa ta, din jertfa asta, cum spunea, unde lemnului, care îl pui, te murdărești tu pe mâini să aprinzi acolo candela. E jertfa care o aduci tu Maicii Domnului. Și zice, au fost cazuri multe, chiar din candela care știu, te-ai pus tu uleiul la Maica Domnului, s-o mirui de acolo și s-o vindecat. Adică cât de mult ajută ceea ce a adus în cinstea Maicii Domnului. Și de asta am spus la mulți, pleci de acasă, fă o cruce și spune, Maica Domnului, ajută-mă. Și ai să vezi că Maica Domnului e cu tine oriunde te duci. Ai ajuns din nou acasă, Maica Domnului ajută-mă. Tu pleci prin lume, te duci prin atâtea locuri. Permanent o iconiță a Maicii Domnului aici, crucilița la gât și totdeauna Maica Domnului ajută-mă. Și atunci o să aibă totdeauna grijă Maica Domnului de tine. Dacă nu, e treaba ta. Totdeauna să fii cu Maica Domnului. Și uite, mai revin încă cu o minune și închei, că aia mă lungesc. Era un Ivan, zice, tot la Constantinopol, un Ivan, cetate acolo pe o stradă, o familie și-a făcut o icoană mare chiar pe peretele casei. Și de câte ori ieșeau din casă, întotdeauna era în afara peretelui, cum ar fi, întotdeauna era în picioare Maica Domnului, mărime mare, așa. Și întotdeauna părinții făceau o închinăciune în fața ei și sărutau icoana. Avea un copilaj mic de câțiva ani. Făcea și el la fior și uita așa o leacă cu frică cumva, că era impunătoare Maica Domnului, așa. Și făcea și el și toți îi zicea Doamna noastră. Adică stăpâna noastră și copilul spunea și el, și trebuie să fie stăpâna noastră, făcea și el așa cumva cu grijă. Și acum odată copilul, având și el vreo 3 anișori, se juca cu alți copii pe malul neapii. Venise apa mai mare, neatent acolo, sorul malul și-a căzut în apă, apa fiind mare, l-a luat la vale. Au venit copiii țipând la părinți, ci copilul vostru l-a luat apa. O fugit tata, mama, repede și plângeau disperați, zice, Maica Domnului, copilul nostru, nu știu ce. Și da, oamenii au rămas acolo unde au căzut, băi, asta este. Și mama a luat-o la vale pe pârâul apii, cum ia jertfa de mamă, fugea, alerga disperată să caute copilul. Și la un moment dat vede pe copil că plutea deasupra apii. Parcă îl ținea cineva așa, stătea în picioare deasupra apii. Și copilul meu, ce faci, ești bine? Îți bine. Zice, dar cum stai acolo? Zice, Doamna casei noastre mă ține în brațe. Nu pricepu mama ce vrea să spui. Și atunci vede că i-a dus copilul până la mal, așa deasupra apii și le ia mama. Și îl duce acasă, plângând, toți, bucuroși, copilul sănătos. Și copilul meu, dar ce-ai spus? Cum ai scăpat? Și Doamna acasă, i-am o luat în brațe și o arătat spre Maica Domnului. Și atunci a priceput părinții, adică nu degeaba, deci Doamna acasă la care se închinau ei, deci o lua copilul în brațe și au avut grijă de el. Vedeți ce face stăpâna noastră, Doamna acasă? Să o avem pe Maica Domnului ca și Doamna noastră, ca și stăpâna noastră, ca tot ce vrem noi. Și atunci nimic nu ni se poate întâmpla. Că-s virus acum, că-i nebunială, că-s atâtea, nu ne afectează cu nimic toate astea. Spovedanie, împărtășanie și să încercăm să ducem o viață cum trebuie. Și Maica Domnului să nu lipsească nici într-o zi din viața noastră. Cu exact cum zic, fac ăștia reclamă, de la masa noastră să nu lipsească, nu știu ce. Așa Maica Domnului permanent, iconiță cu noi, Doamne ajută, Maica Domnului, care eram în țară la o familie și îmi zice, Părinte, dar am mai ascultat și pe alții, tot în dreapta, în stânga, sus, Doamne ajută, cu tare, prima tare, te-au numai cu Maica Domnului să-ți ajute, Maica Domnului mai încolo și că la Dumnezeu unde? Zic, măi omule, zic, știi care-i treaba? Zic, Maica Domnului împărăteasa și legătura cu Dumnezeu. Și la Dumnezeu de multe ori ți-i rușine, spui, Doamne, știi, mai faci câte o boacă în ceva, dacă nu-i pui pe Maica Domnului, Maica Domnului, te rog, vezi? Nu te spune treaba asta, Maica Domnului mamă, deci la mamă îi spui orice ce, adică nu ți-i frică, nu ți-i rușine, te duci acolo, ca mărit, cum ești, Maica Domnului, cu tare, și întotdeauna deschide porțile mai departe. Și plus zic, eu trăiesc în grădina Maicii Domnului, deci ea e stăpâna mea directă, zic, cum să nu vorbesc de ea toată ziua? Zic, și 25 de ore din 24, dacă se poate, că zic, e stăpâna directă, sunt grădina ei, m-a luat și m-a dus acolo, adică ce vreau mai mult? Că na, de atâți ani, m-au adus, cum să ziceți, de 28 de ani aici, adică Maica Domnului m-a răbdat atât aici. De 28 de ani? Da. Oh.
Deci dacă m-a răbdat atâți ani Maica Domnului aici, când m-a întrebat cineva, zice, părinte, care e cea mai mare minune de când ești în Atos? Cea mai mare minune, gândiți-vă că Atos e unicat în lume. Sunt aici vreo 2000 și ceva de căluguri, dintr-o lume de miliarde. Și totuși, dintre miliardele astea, m-a luat și pe mine și m-a adus aici, între ăștia. Și de atunci, zic, am venit cu 300 bățe, fără nimic. Și de atunci mă rabd aici, asta tot ce vedeți aici, a doua chilie, acum 22 de ani am mai construit una în Valea Alta, acum din 2005 am construit tot ce e aici, fără să am un leu, când am început aici aveam 1000 de euro datorie și vedeți tot ce s-a făcut, care omenește un om să trăiască 3 vieți și nu face, și casă, și biserică, și alfondaric, și toate, toate astea, zic, și încă mă mai rabd de Maica Domnului aici și mi-a oferit toate astea. Adică ce minuni mai mari vreau decât eu care am venit cu o traiște în băț, cum se spune aici, în urmă cu 28 de ani. Și după toate astea să-mi oferi toate astea și să mă rad de aici. Cea mai mare minune pentru mine, nu există alta. L-ați cunoscut în viață de părintele Paisia Gioritu? Nu. Deci când am venit, eu am venit în 93, el a murit în 94. Da. Era deja la surotii, bolnav era, atunci. Da, era bolnav. Da, da. Eu la părintele Paisia, la Sfântul Paisia, cea mai mare evlavie și așa, când mă duc acolo la Panagud, așa... Da, Sfânt Mare, deci și Sfântul Paisie și Sfântul Porfirie. Ați citit ceva de Sfântul Porfirie? Puțin, puțin. Ia să citiți, ia numai o carte, dacă citiți, ne vorbește Părintele Porfirie, să o citiți aia, să vedeți ce sfânt era și Sfântul Porfirie. Deci din secolul nostru putem spune că a fost Sfântul cu cel mai mare dar. Când spune cel mai mare dar, i-a dat darul Dumnezeu, darul ăsta înainte vederi. El s-a uitat la tine și te scana tot. Îți spunea orice boală ai tu, orice os strâmb, orice vrei și orice problemă sufletească. Era odată, vinea lumea la el, sute de oameni așteptau la un sfat, la o binecuvântare. Și era un electrician care nu credea nimic acolo și repara o priză, era chemat și el acolo. Și băi bunicule, dar ce stă lumea asta la coadă și ce le spui la toți oamenii ăștia? Și atunci, da, așa folosesc la ei, știi, la bătrâni, papule, bunicule, știi? Da, da, da. Și zice... Zice, povești, le spun. Și pentru asta stai atâta lumea aici? Da. Ce vrei să spun și eu, poveste? Ia zi. Și uită așa la el și începe să-i spui din copilăria lui toate păcatele care le-a făcut. O scăpată la șurubelnița. Și că ajunge bunicule, nu mai spun nimic, gata, acum știu de ce vine toată lumea. Deci la el nu exista nimic. Sau se ducea odată cu un ucenic și trebuia aștepta, vinea un taxiu. Și zice, când a văzut că apare taxiul, îi și zice la ucenic. Să nu scoți o vorbă în taxiul ăsta, orice ar zice taximetristul. Și urcă părintele în față, ucenicul în spate și începe taximetristul după ce pleacă. Vă știu eu pe voi, popii, că numai banii vă interesează, că numai nu știu ce. Și au început de ăla, ucenicul mânca limba de numai, dar i-a spus bătrânul să nu zică nimic. Și au zis asta, eu l-am jurat în toate fierurile și după ce a terminat, se uită bătrânul la el așa un pic și spune, zice, vreau să spun o poveste. Ia zi, băi, popă, nu știu ce, a început ăsta taximetristul. Zice, era un om care locuia în satul Cutare, i-a spus și numele satului. Și zice, avea un vecin și eu pun gând rău la vecin. Și eu zice, ia să-l mor, eu, să-l omor pe vecin, să avea o legătură cu un notar, zice, să iau eu casa vecinului. Și zice, l-a omorât pe vecin, l-a îngropat în grădină, cu acte false i-a luat casa și o vându casa. Și ce credeți că a făcut banii aceia? Și-a cumpărat un taxiu și acum face taximetrie. Ăla săracu a pus frână, tremura pe volan. Și că nimeni nu știe lucrurile astea ce am făcut, de unde știi tu? Nu știu ce, a început ăla taximetristul. Tremura tot, a început, a oprit, s-a dat ăștia jos, săracul ăla nimeni mai putea conduce, tremura tot. Deci la bătrânul nu exista nimic din toate ca să lucrurile astea. Și de obicei prin asta s-a arătat că tocmai care judică cel mai mult și aruncă cu noi? Cei care sunt frustrați, care au făcut crime, care au făcut răutăți, și aia, prin conștiința eroadei, caută să totdeauna să caute, să caute vinovați în ceilalți. Okay. Și să arunci cu norul. Ba, popa e plin de bani, ăla nu știe ce face, ăla s-a îmbogățit așa. Pentru că el, conștiința lui, îl mustră foarte tare pentru viața care a dus-o el și ce a făcut el. Și atunci, oamenii cei mai frustrați sunt ăștia care au făcut răutăți. Și ăștia judecă cel mai mult și aruncă cu noroi în jurul lor. Deci un om îl cunoști, îi cunoști starea lui după cât de mult judecă pe ceilalți. Și dacă toată ziua judecă pe oameni, biserică, începând la patria până la ultim, pe Cutare, ăștia sunt oameni cu probleme, adică cu un trecut foarte așa, adică care au avut probleme mari, sunt mulți crescuți la casa de copii, care întotdeauna chinuiți acolo, tot felul, și când ies în viață, pentru tot ce au trecut,
s-o obișnuiești cu anumite păcate, nu poți să renunți la ele și atunci începi să arunci cu noroi în ceilalți. Deci eu întotdeauna spun un om duhovnicesc, îl cunoști după cât de mult îi judică pe ceilalți. Dacă vezi că toate, în orice problemă, el găsește vinovați în ceilalți, omul ăla, oricât de duhovnicesc s-ar arăta, are probleme mari. Deci probleme sufletești cu el. Deci un om, întotdeauna duhovnicesc, îl cunoști după cum îi vede pe ceilalți. Uite cuviosul Paisia Ghioritu, că spuneați de el. Deci el făcea nevoință la sânge, dar era atât de îngăduitor cu ceilalți, întotdeauna îi căuta, îi mângâia, adică asta era, deci el, cu toate că ceilalți în spate erau diferiți oameni cu păcate, nu, deci întotdeauna îi vedea bun, vedea partea bună și el socotea pe el că e rău, că e așa. Deci oamenii duhovnicești îi văd bun pe ceilalți, cu toate că poate fiecare au greșelile lor sau cu tare, dar ei întotdeauna îl văd pe Dumnezeu în ceilalți, adică se uită la om și băi, îl are pe Hristos în el. De la Sfântul Botez, de la împărtășanii, de la asta. Deci el vede, adică partea bună a omului. Deci de asta spune că, nu spune că Dumnezeu celor smeriți le dă har, celor mândri le stă împotrivă. Tu în momentul în care judici pe ceilalți, e o dovadă de egoism, de mândrie. Și ți-l faci pe Dumnezeu, adică să fie împotriva ta. Pe când te-ai smerit și, Doamne, fă-i păcatele lor, treaba lor, eu am ale mele, Doamne, fă-ți milă cu mine, Doamne, ajută-mă pe mine, ajută-mă să devin eu mai bun, să fiu eu mai bun cu ceilalți. Ei, în momentul în care facem lucrul ăsta, ne smerim și Dumnezeu ne dă har. Și ne dă har încât, că spui exact ca la, spune și la Sfântul Isaac Siru, dar spune chiar cuviosul Paisie, că când l-a copleșit odată harul, și că odată atâta dragoste, îi vinea să îmbrățișeze toată lumea și numai atâta, simțea că se îi topesc coasele în el, și că nu mai puteam sta în picioare. Deci m-am pus repede jos, că simțeam că mi se topesc coasele de dragoste. Adică dragostea aia care atât de mare, vezi că noi poate ai față de o persoană, față cu tare, dar e de mii de ori mai mare încât simți că nu numai inima și oasele ți se topesc de dragoste, încât vrei, adică să îmbrățișezi toată lumea. Asta face harul lui Dumnezeu. Dar asta trebuie un pic din partea noastră. Și cum am spus, să fim botezați și frumos, spovedani, împărtășani și să facem bine după putere. Și cum spune acolo iar undeva la Sfânta Scriptură, milă voiesc, chiar nu jertfă, să avem milă. Dumnezeu asta se uită. Adică de asta spune că mila e mai mare decât dreptatea. Adică mila aia, să-ți fie milă și de asta, lasă-l, mai amărâtul ăla, bețăva în săracul, cine știe ce trece el acasă. Du-te și ajută-l și scoate-l din șanț. Ăla săracul, cum o fi, dă-i o bucată de pâine și la ceilalți, un cuvânt bun și la ceilalți. Exact ca și pusnicul ăla, o coborât din munte, își ducea și el două coșuri să le vândă la piață. Și era un amărât acolo, pe marginea drumului, fără picioare, și arunca fiecare așa, că mai mirosea săracul, nu putea să se spele, arunca câte o bucată de pâine, câte un ban, nu știu ce. Și bătrânul zice, bă, dar ce să-i dau, avea două coșuri, ăsta ce să fac cu coșurile? Și atunci o să uita și el când o mai pleca lumea de acolo și s-a dus repede și l-a îmbrățișat cu drag, așa cu lacrimi. Și că altceva n-am ce să-ți dau. Și atunci ăla de acolo zice că așa ceva nu ne mai da nimeni. Tocmai dragostea aia, adică îmbrățișarea aia, făcea mai mult decât toată pâinea, banii ce aruncau ceilalți. Deci omul are nevoie de dragoste. Dar greșeala omului când totdeauna fuge și caută dragoste să-i fie oferită. Nu, și dragostea adevărată nu se cere, se dă. Oferă dragoste și nu aștepta. Că o să-ți dea Dumnezeu din belșug, dar doar să... Deci noi trebuie să oferim dragoste. Dragostea se oferă, nu se o cer niciodată. În momentul în care ceri, ăla e egoism. Deci noi doar oferim. Oferim dragoste și lăsăm la mila lui Dumnezeu. Și atunci o să ne dea Dumnezeu dragoste în viața noastră, din nou să ne vei crede. Dar trebuie să oferim întotdeauna. Bine? Cam atâta. Ajunge, cred că nu? Da. Bine, să vă ajute, Maica Domnului, Sfință. Putem să vă întrebăm două, trei lucruri, părinte? Întrebați. Marian face vlogurile astea și ieri și alaltă am făcut un live cu discuții despre ce mănăstire am vizitat, ce am făcut și el are chat-ul ăsta deschis, adică lumea comentează acolo și de obicei pun și întrebări pertinente, că eram și cu părintele Radu și mai întreba un alta, curiozități, că nu toți au avut ocazia și sunt și femei care se uită și nu pot să vină pe Sfântul Munte. Dar foarte mulți oameni răutăcioși au intrat și sectari pe așa și au început cu tot felul de, că ne închinăm la tablouri, că ne închinăm la oameni morți, că cum ne sfătuiți să răspundem la oamenii ăștia sau să ignorăm sau nu, să eu știți blocăm, ce zic, sau nu, ce eu știți ce zic chiar la părintele, că dacă o deschis site-ul Chilie și am aruncat și eu, că de obicei n-am eu timp de asta, dar într-o zi am aruncat un pic comentarii. Și am văzut că intrase câțiva sectari, că vor început ei pe acolo să trântească, să exact, nu știu ce. Exact. Și am spus asta, părinte, du-te și ștergi-le comentariile.
Nu li răspunzi, nu nimic, li ștergi comentariile. Zic, noi nu ne ducem la ei pe site-urile lor sau unde au ei filmări, nici să-i înjurăm, nici să ne dăm părerea. Ei vorbesc pentru oamenii lor, e treaba lor, ei ce caută la noi. Înseamnă că-s nemulțumiți de ce au ei. Da. Și atunci ce caută la noi? Dar dacă se uită, uită-se și să-și vadă de treabă. Nu trebuie să înjuri, să începi tu să, exact, să-ți dai tu. Cel mai bine, cei care intră, am spus așa, care intră și nu cum trebuie, ai șters mesajele. Simplu, tot ce au postat ei, mesaj de așteptare. Și dacă insistă și încep, l-ai blocat. Pentru că eu nu pot accepta, i-am spus și părintele, eu nu pot accepta pe unul care intră și o înjură pe Maica Domnului. Păi Maica Domnului, care aici e grădina, e împărăteasa noastră, intră unul și o înjură pe Maica Domnului. Asta ei nu-ți discută, zic că ăla trebuie blocat. Dar zic, nu-l bloca, poate vine mintea la cap mai tindu-se. Dar ștergi mesajele. Când putem accepta lucrurile astea, care și nici nu trebuie să le răspundem. Când cu ei nu termin niciodată. Eu odată am stat de vorbă, nu acum, eram copil, cum se zice, la 19 ani eram la Sihla, la Schit, că am stat 2 ani acolo înainte de armată. Și pe aia m-am dus în armată și am revenit. Și au venit tot așa niște sectari. Am stat o noapte întreagă de vorbă cu ei. Și până dimineață, deci, până la urmă, cum zice, încheiasem cu mărturii tot. Și dimineața a început din nou cu aceleași lucruri. Și am zis, băi, am pierdut noaptea degeaba, cu mai bine o dormeam. Pentru că când am încheiat totuși, nu mai aveau ce zice, o porni cu ce pornisem seara. Zic, bă, voi nu sunteți sănătoși la cap. Adică când încep din nou cu același lucru, înseamnă că a fost blocat în niște lucruri și vi s-a terminat banda și ați luat-o din nou la cap. Asta tot, zic, la voi nu mai lucrează altceva. Da, deci nu, deci da, nu, sunt oameni cu care nu ai ce discuta, pentru că ești blocați în niște lucruri și știți ce se întâmplă, dacă o scos pe Maica Domnului Sfânta Cruce, știți ce se întâmplă? Adică li se blochează mintea și atunci diavolul lucrează într-un fel în care ei nu văd decât exact ca și cum intră într-o livadă. Și zice, în primul rând îți cireși, al doilea zmeri, după aia pieri, după aia pruni, ei nu văd decât primul rând și ies de acolo, spun în livadă, asta sunt cireși. Omule, dar dincolo erau meri, erau nu, numai cireși. Deci nu poți să vadă mai mult decât rânduceala. Adică e mintea blocată la un punct. Și atunci când orice ei spune, el nu vede decât cireș, orice ei face. Și atunci nu are rost să pierzi timpul. Deci asta, adică te rogi pentru ei, adică în rugăciunea, în sensul nu că să-l pominești, dar în sensul, Doamne, fă-ți milă cu ei. Că asta făcea și cu viosul pe aici, să ruga și pentru păgâni, și pentru drogați, și pentru toți, dar fără nume. Doamne, fă-ți milă cu ei. Și atunci Dumnezeu lucrează cum știe El. Da, zice, zice, da, păi de asta și trebuie șterse comentariile, pentru că sunt oameni slabi și care se uită și provoacă la diferite lucruri. La limit, așa, nu știu, da, tu dacă ai spus un lucru bun, lasă rămâi pentru cei care doresc lucrul ăla, nu să înceapă ceilalți să piardă după aia în comentarii, cum se zice, fără valoare. Nu, n-au decât să comentează la predicatorii lor, la cine vor, n-au decât să înjuri unul pe altul acolo, dacă li convine. Dar nu, la noi să ne lase, noi cu ale noastre, cum zice, nu ne băgăm în ale lor, nu se bage într-ale noastre. Noi nu vorbim, vorbim pentru creștinii noștri. Pentru că, chiar uite, citeam, chiar azi am citit despre un evreu din Arta, un rabin evreu din Arta, aici în Grecia, cum s-a încreștinat el, era rabin. Dar îi plăcea atât de mult să citească Sfânta Scriptură prin Vechiul Testament și se întreba el, măi, totuși văd atâtea lucruri în jurul meu, că na, Grecia, țară creștină, el trăia în Arta, aici în Grecia, și era comunitate mare de evrei. Dar zice, bă, totuși ce-o fi cu Hristos ăsta până la urmă, e Mesia sau nu-i Mesia? Că văd că totuși se fac minuni cu tare. Și a început să ia în amănunt Sfânta Scriptură, să ia cu tare, cu tare. La început nu pricepea. Păi după, cu timp tot rugându-se el, o trecuși printr-o boală, care așa, și-a început el omul să întrezărească. Cât se potrivea de la prorocii, de la cutare despre Mântuitorul, asta cutare. Și la un moment dat i s-a arătat și Mântuitorul. Și i-a arătat, zice, uite, i-a arătat și renile, zice, ce mi-a făcut, adică neamul vostru, da, cutare, așa. Și după aia i-a spus și lui. Și el, după ce o cerceta mult, nu intră în amănunte, că e o carte întreagă, după ce o cerceta mult, a spus, gata, mă fac, după ce l-a văzut și pe Hristos, așa, și zice, mă fac ortodox. Și au aflat tot neamul lor din sinagogă, că el era rabin, îți dai seama, era șeful evreilor acolo și toți, gata, îl alungăm, îl scoatem, îl prigonim, cum îi la ei, fiind foarte uniți. Și atunci, în noaptea ei s-a arătat Hristos. Și a spus că ai grijă, că mâine vei avea încercări, dar le vei depăși cu bine. Și s-a așteptat, nu știa ce, și a doua zi vine comisia evreilor cu sacul cu bani. Ia bani de aici, numai nu te boteza.
Pac, toți, au început, amenințări, au văzut cu bani nu merge, eu și-o pregătit familia, aveți grijă că mâine avem surpriză. Și au început din toate direcțiile, adică și bani, și șuturi, și tot, nimic. S-a dus frumos, s-a botezat, s-a făcut ortodox toată familia lui. Și zice, la un moment dat, povestește și el și povestește și un grec univa în Atena la o biserică, altcineva care a scris despre el. Și povestește că era în biserică exact în vinerea patimilor. Și era, bă, nu, în joia, mi se pare că, sau în vinere, atunci când se citește Evanghelia, în care Pilat s-o spăla pe mâini și spune, nevinovat sunt eu de sângele acesta. Și atunci evreii zice, asupra noastră și asupra copiilor noștri să fie sângele acesta. Și ăsta, rabinul ăsta, care acum era ortodox, o leșinat și-o căzut jos în biserică. Răpit, l-o luat doctorul, l-o stropit, l-o făcut, nu știu, și-o revenit. Și toți au zis, zice, băi, din cauza căldurii în biserică. Zice, nu, și am trăit atât de profund, zice, lucrul ăsta, încât inima mea nu ar mai rezistat când ne-am dat seama neamul nostru ce păcat am luat asupra noastră. Adică Mesia, Hristos, sângele lui asupra noastră ca blestem, zice. Și nu mi-a mai rezistat inima și-a leșinat. Adică el care înțelegea lucrul ăsta, ce blestem și-o luat pe capul lor. Și de asta el îi spune, și-o scris o carte și spunea la evreii lui, treziți-vă și întorceți-vă, că de asta suntem împrăștiați în toată lumea. Din cauza blestemului care l-am luat asupra noastră, zice, răstignim pe Mesia, Hristos. Să ne ajute, Maica Domnului, pe toți. Doamne ajută! Mulțumim mult pentru... Să vă ajute, Maica Domnului, și să ne aibă pe toți în pace. Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută! Să mulțumim, părinte. Să trăiți, Doamne. Ne-a dat energie. A, păi na. Din cine dă și nouă Dumnezeu și Maica Domnului. O discuție frumoasă și interesantă. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe părintele Pimen Vlad. De aici, de la Muntele Athos, până data viitoare, vă spun la revedere.